FM. Gânditor la fără frecvență. Sincer, ne stă capul nou om al ales. Patru studente din Italia au creat un ou care pare a fi de găină, dar care conține doar plante. Tăiat în două, arată ca un ou fiert tare și chiar ar avea același gust. Însă este ou vegetal. Românii, pentru care dă bine să te lauzi că ești la dietă, dar să bagi în continuare în stomac toate cărnurile din lume, vor patenta porcul verde, ceafa de ștevie, urzici fingers și purcelușul în lapte de soia. Ciorbă, sarmale, pui fript și gogoși. Flatulențele scoicilor îi îngrijorează pe specialiștii în schimbări climatice. Aproximativ 10% din gazele cu efect de seră de la nivel global sunt produse de aceste crustacee. Prin urmare, degeaba ne temeam noi gălățenii că Sidex-ul poluează și aduce vara în decembrie. Na, de fapt problema reală este la scoicile cu senzație de prea plin, care nu se pot abține. Când ți-e lumea mai dragă, scoica nebuna, hop, o scapă. Și de aceea nu mai avem păduri, vin uraganele, plouă când n-ar trebui să plouă și nu plouă atunci când ar trebui să da. Huă, scoicile, huă! În farfurie cu ele! Ah, huă și orezului! Că merge bine ca garnitură! Dar tu cu stomacul de fapt ce ai? Nu cu stomacul, eu cu capul am... Producția europeană de vin este afectată de problemele climatice, scăderea în 2017 fiind de 14%. La acest capitol, România se află pe poziția 6-a în Uniunea Europeană. O veritabilă rușine, e ca și cum Klaus Iohannis ar evita să vorbească despre epoca filmelor mute. Sper să-mi fie ieșit comparația, cu toate că am destule emoții. Auzi, fără aluzii. Că pot să fac și eu dintre astea. Un asteroid cât un autobuz a trecut acum câteva zile pe lângă Terra. Poate că nu fi fost de la olandezul cu geamuri mici care transportă cetățeni din Galați, căci ar fi trebuit să apară pe undeva și câțiva hingeri interstelari puși pe harță. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit. În deja enervanta campanie #MeToo, o senatoare de la Uniunea Salvați România dezvăluie că a fost hărțuită sexual. Cu siguranță nu e vorba despre doamna Clotilde Armand. Veți spune că nu e parlamentar doamna Clotilde. Deci nu corespunde. De ca și cum pe Laura Codruța Chioveși ar putea să o sperie careva. Dai dracu din gură, urâtule! Gânditor la fără frecvență. O emisiune pe care o duce capul numai la râs. Thank you for your support. Conform licenței 954, interzis minorilor. Această rubrică este un pamflet și trebuie tratată ca atare.